Bună ziua, dragilor! Bine v-am regăsit! Bine ați revenit la întâlnirea noastră cu etalarea lunii octombrie. Pentru voi, dragii mei, dragile mele fecioare, să descoperim cum va fi, ce se va întâmpla pe parcursul acestei luni octombrie în viața dumneavoastră. Este o etalare generală pentru doamne cât și pentru domni. Vă recomand să luați doar mesajele cu care rezonați, fiind de o etalare generală. Vreau să vă mulțumesc că sunteți alături, că mă susțineți, vă îmbrățișez cu drag virtual, dacă nu se poate fizic. Voi cere un mesaj din partea îngerilor să descoperim în momentul de față prin ce situație trece și să cerem un sfat, o ghidare din partea lor pentru a rezolva o situație sau pentru a merge mai departe cu privire la anumite situații din viața dumneavoastră. Voi folosi tarotul, voi folosi aceste oracole, voi clarifica cu Sibil pentru a afla mai multe detalii. Și haideți să începem această etalare cerând un sfat, o ghidare, un mesaj din partea îngerilor, din partea ghizilor spirituali pentru voi, dragii mei, dragile mele fecioare. Pentru toți abonații mei, pentru toți cei care vor vedea acest videoclip pe canalul meu, Luminița Tarot, pentru luna octombrie sau pentru momentul de față. Haideți să vedem pentru Zodia Fecioară. Zodia Fecioară. Zodia Fecioară, pentru Zodia Fecioară. Mulțumesc! Aici, dragii mei, văd că ați întâlnit un nou partener sau ați luat o decizie să faceți o colaborare, un parteneriat cu cineva, pentru că văd că este un nou început sau pur și simplu începeți o nouă relație sau poate reluați relația cu partenerul sau partenera dumneavoastră unde a fost o pauză sau unde ați fost detașați unul de celălalt. Sau ați trecut printr-o criză în ce privește această relație sau pur și simplu ați întâlnit un nou partener sau un nou colaborator pentru afacerile dumneavoastră sau pentru munca dumneavoastră. Îngerii spun așa că nu sunt dubii în a întâlni, în întâlnirea pe care ați făcut-o, această întâlnire a fost orchestrată, ajutată de divinitate pentru această situație. E ca și cum v-ați rugat și vi s-a ascultat rugăciunile și vi s-au îndeplinit rugăciunile, cererile dumneavoastră, întâlnind acest nou partener sau începând acest nou parteneriat. Fiți atenți la noile persoane care noi ți le vom trimite în viața ta, le vei recunoaște pentru că îți vor da un sens de familiaritate, de plăcere și de siguranță. Aceste noi persoane au fost trimise de divinitate, pentru că rugăciunile tale au fost ascultate, se vede că ați cerut acest lucru, v-ați rugat la acest lucru, să întâlniți un nou partener, să găsiți un nou loc de muncă, un nou job sau să începeți din nou relația cu partenerul sau partenera dumneavoastră. Este important să vă depurați sau să vă dezintoxicați de anumite emoții negative sau pur și simplu trebuie să faceți aici să vă depurați sau să faceți un regim alimentar pentru că este important pentru sănătatea dumneavoastră. Cu multă iubire și respect, noi își cerem să te depuri, să-ți depuri corpul care este prețios și sensibil. Dacă tu ne vei cere, noi te vom ajuta să gestionezi stresul într-un mod sănătos pentru a te libera de orice regret pe care îl ai în ce privește trecutul tău. Ai încredere în noi și în fiecare gând al tău. Dă-ne nouă fricile și preocuparea care o ai în mintea ta, în gândurile tale și te vei bucura de viață și te vei bucura de un corp sănătos, eliberat de stres și de probleme și de frici. Este nevoie să te eliberezi de aceste energii negative, de aceste frici, de aceste preocupări, de aceste gânduri negative, pentru că ai nevoie. Dacă nu,
Toate aceste lucruri și situații neplăcute se vor duce în ficatul tău frumușel și el va deveni din ce în ce mai greu și e posibil să se și îmbolnăvească. Deci este important să faci ori o dietă, ori pur și simplu să lucrezi la aceste emoții sau la aceste frici pe care tu le ai. Este important să te depuri. Și dacă nu reușești tu, cere măcar îngerilor să te ajute. Și văd că vei schimba direcția. E o schimbare de direcție aici pentru tine. Schimbările care tu le trăiești sunt direct din partea divinității și văd că vor aduce în viața ta o renoire, o disponibilitate ca tu să-ți deschizi inima iubirii și al ghidării îngerilor. Ești protejat în prezent, în viitor, deci în drumul tău până când vei obține acea fericire pe care tu o dorești. Văd o schimbare de destin, o schimbare de direcție în viața ta. Este clar că trebuie să-ți deschizi inima, îți vei deschide inima, vei trăi mai multe emoții, vei începe o nouă relație cu partenerul, partenera ta sau pur și simplu vei cunoaște, vei schimba, vei lua o decizie pentru a te reuni cu persoana ta iubită, pentru a reîncepe această relație, pentru a simți din nou iubirea, pentru a fi din nou iubit sau iubită, da? Haideți să vedem și ce vă spune acest oracol. Și văd culoarea albastru, culoarea portocaliu, culoarea roz. Văd că veți primi vești în casa dumneavoastră, în familia dumneavoastră. Văd că veți ocupa de copiii dumneavoastră. Semne de aer, gem în balanță, vărsător. Poate avea un rol important, ras, scorpion, pești. Cifra 4. Haideți să vedem. Vești de la drum, de o călătorie la drum sau copiii dumneavoastră sau trebuie să faceți drumuri cu copiii. Haideți să vedem. O invitație. Veți primi o invitație. Este un mare da și cifra 5, 27, 44 are un rol important în viața dumneavoastră. Văd că veți primi o invitație și văd că vă veți iubi mai mult pe voi și vă veți accepta modul în care sunteți, așa cum sunteți. Veți deveni o ființă care știe să se iubească și să se accepte așa cum este. Aici văd o invitație pe care o veți primi, nu știu, la un eveniment social, la o întâlnire cu prietenii, o invitație din partea persoanei iubite. Văd o transformare pentru dumneavoastră sau ați primit o invitație de la drum. Și pentru un contract, pentru o colaborare, pentru o nouă relație, dar văd foarte multă pasiune, romanticism, veți atrage privirile, veți fi mai frumoși, vă veți îngriji mai mult și văd că veți căuta alte căi pentru a vă... alte căi sau pentru a duce vindecare și nu numai. Aici văd că cred că veți decide să faceți o dietă pe bază de plante sau de verdețuri mai mult. Adică schimbați, veți mânca mai mult aceste verdețuri sau veți decide să beți mai multe ceaiuri. Văd că vă veți ocupa mai mult de corpul dumneavoastră fizic, de a vă relaxa, de a sta bine în corpul dumneavoastră fizic. Haideți să vedem și ce vă spune oracolul călătoriilor. Văd că o terapie are un rol important în viața noastră, veți schimba terapia sau vă veți îngriji mai mult. Prima lumină. Veți începe un nou ciclu, dragii mei, dragile mele fecioare, un nou ciclu binevenit în viața dumneavoastră, un nou început pentru voi, dragii mei. Da, și veți găsi destinația, văd o primă lumină, va răsări soarele în viața dumneavoastră, o veste, veți vedea lumina de la capătul tunelului care vă va aduce mai multă speranță în viitorul dumneavoastră, în ce privește o casă, în ce privește... veți străluci,
veți străluci și chiar vă veți simți acasă sau veți ajunge acolo unde vă doriți. Veți obține ceea ce vă doriți în această lună octombrie. Cum am zis, văd că veți face o schimbare de dietă, de terapie și acest lucru vă va ajuta să străluciți, să fiți mai frumoși. Și văd că trebuie să reparați o relație cu o soră sau o femeie sau într-o relație. Văd două persoane, o persoană cu părul castaniu deschis și o persoană mai brunețică. Aveți un vis, aveți o dorință, dar vi se spune că nu este pentru voi. Și vreau să zic că să aveți, cum am zis înainte, mi s-a dat o confirmare că veți vedea lumina de la capătul tunelului și veți avea mai multă speranță în visele voastre, în idealurile voastre, ca o dorința voastră că se va împlini în viitorul apropiat. Văd o renaștere, o vindecare, o relație ideală. Zodia Vărsător poate avea un rol important, un loc ideal, o casă, o relație destinată să fie împreună. Cifra 6, 52, 17, 8 poate avea un rol important în viața dumneavoastră. Haideți să vedem tarotul ce dorește să vă transmită pentru această lună octombrie. Aveți un plan, un proiect. Aveți un plan, un proiect cu privire la o casă sau cu privire, nu știu, la o dorință, dar nu este pentru voi. Există prea mult risc sau nu este pentru destinul tău, pentru binele tău suprem, acea dorință pe care tu o ai, care poate este în secret sau e ceva care nu este ceva sigur sau e un risc pentru tine, nu este pentru tine. Haideți să vedem, dragii mei, pentru această lună octombrie, zodia fecioară, evenimente, situații, ce spune tarotul. Ok. Haideți să vedem. Ok. Am să doresc să și clarific aceste carduri pentru a înțelege mai multe detalii amănunte. Și am să explic fiecare card în parte. Văd o regină de cupe, văd o regină de bețe, berbec, leu, săgetător, ras, scorpion, pești. Văd o femeie care vă ajută, vă stă aproape, vă atinge inimioara, vă stă alături. Văd că veți simți mai multă dragoste, mai multă iubire în inima dumneavoastră sau există o femeie în inima dumneavoastră, ras, scorpion, pești, o persoană empatică care sare la nevoie, vă ajută la nevoie sau pur și simplu dumneavoastră trebuie să vă vindecați inima, vă vindecați sentimentele, emoțiile și în această lună octombrie veți face acest lucru, veți da mai multă importanță inimii voastre. Fiind doamne, fiind bărbați, n-are importanță. Dacă sunteți bărbați, aveți acolo o femeie care vă va ajuta, vă va susține, vă va sta alătură, persoană sensibilă, empatică, care este acolo pentru toți. Dacă sunteți femeie, în inima dumneavoastră există un bărbat care avea nevoie de ajutorul și susținerea voastră. Dar văd iubire aici. Văd iubire între două persoane. Un cuplu care se iubesc. Regina de bețe, văd că veți merge în vizită la o femeie, zodia leu, poate avea un rol important sau poate un bărbat cu o energie debordantă, feminină, da? Deci nu este obligatoriu că este femeie sau bărbat, dar văd și o vizită pe care o veți face și văd foarte multă determinare și e posibil la această vizită să întâlniți o persoană care să vă dea sfaturi, să vă ajute, să fie în centrul atenției sau dumneavoastră veți fi determinate să rezolvați anumite probleme și să fiți în centrul atenției, să obțineți ceea ce vă doriți. Da? Pajul de monede cu gelozia. Aici văd un pic de
tristețe sau de gelozie în ce privești banii, în ce privește partea financiară, parcă vă lipsesc sau nu aveți de ajuns, studiați un plan, un proiect. Văd că urmăriți sau încercați să observați acel plan sau proiect în ce privește partea financiară, doriți să faceți ceva, dar vă trebuie o împingere de la spate, să spunem așa, sau aici văd că intrați în legătură cu o persoană mai tânără, care e posibil să fie geloasă sau să fiți dumneavoastră geloși. E o chestie de genul. Nouăle de cupe în casă, o dorință pentru casa dumneavoastră, o dorință, o reușită în casa dumneavoastră, în familia dumneavoastră. Nouăle de cupe, sărbătoare aici, o veste minunată, un echilibru emoțional în casă, în familie, o armonie cu persoanele dragi vouă, veți avea acest lucru. O petrecere în casă și în familia dumneavoastră, poate ziua unui copil, la mulți ani de pe acum. Șaptele de bețe cu preotul. Aici sunt anumite provocări și sfide în ce privește o instituție de stat și văd că trebuie să luptați pentru a reuși. Sunt anumite obstacole și trebuie să luptați, dar trebuie să cere înțelepciune. Și trebuie și să vă sfătuiți cu cineva, îmi spune de un drum, prudență. Doiul de spade cu o boală. Aici e posibil și să răciți în această lună octombrie. Aveți grijă să nu aveți gripă ca mine, dar e posibil să răciți pentru că dacă va fi o temperatură sau o vreme mai ploioasă și nu știu dacă vă prinde un curent, e posibil să răciți. Sau, dacă nu e vorba de asta, că nu este obligatoriu, e posibil să trebuiască să luați o decizie, să fiți între două situații, două lucruri și să luați o decizie și să fiți indeciși și să nu știți ce să decideți și să fiți confuzi și acest lucru să vă producă lipsă de încredere în propria noastră persoană, lipsă de autostimă, nesiguranță, frică și să vă pună așa pe gânduri, să vă pună să vă gândiți și să tăiați firul în patru cum să faceți și ce să faceți. E posibil să aveți de-a face cu doi copii sau două persoane, două situații, zodia balanță poate are un rol important, poate copiii dumneavoastră vor fi răciți sau dacă aveți un copil, copilul dumneavoastră. Cu doiul de spade aici îmi spune și de o confuzie sau poate sunteți mai lunatici în ce privește un contract sau o căsătorie și acest lucru să vă producă această neplăcere. Văd aici un bărbat din familia dumneavoastră care se simte singur, poate este văduv, sau e posibil să intrați în legătură cu un văduv, cu un bărbat care este văduv sau singur și să vă aducă o fericire sau o sumă de bani, să vă aducă abundență, dar văd pe cineva care a fost singur sau s-a simțit singur, va ieși soarele pe strada dumneavoastră și veți vedea mai clar, veți avea bucurie și văd și o bucurie din partea copilor care poate va veni. Aveți un plan, văd că va funcționa planul acesta de minune și e posibil să intrați în legătură cu un bărbat în zodia Leu, se simte cam singur sau trist acest bărbat și are nevoie de mai multă bucurie sau fericire. Haideți să vedem oracolul șamanic ce vrea să vă transmită. Că trebuie să comunicați, să vorbiți mai mult, să vindecați chakra a cincea, chakra gâtului, a vorbirii și să vă exprimați, să vă deschideți, să vorbiți, să spuneți ceea ce simțiți, ceea ce gândiți, să vă exprimați mai mult. Să vă deschideți iubirii, că e clar că această lună octombrie vorbește despre iubire și vorbește despre relații. Și vi se spune că să vă deschideți iubirii, că veți fi împliniți. Veți trăi o pasiune, o relație de iubire pasională. Veți trăi o relație de iubire în această lună octombrie. Și văd o familie va avea un rol important. Va fi mai unită ca niciodată această familie. Da? Cu soarele aici, o petrecere în familie.
cu multe persoane în jurul dumneavoastră, o reuniune de familie, văd mai mult respect, mai multă încredere, mai mult ajutor reciproc din partea familiei, din partea persoanelor dragi. Deci e foarte frumos. O conexiune de familie va fi mai unită. Vă veți simți iubiți, veți iubi la rândul dumneavoastră. Dragii mei, dacă v-a plăcut această etalare, sper că îmi lăsați un mesaj să aflu și eu despre ce-i vorba. Sunt curioasă, dacă doriți, bineînțeles. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, vă doresc o lună minunată, binecuvântată. La revedere, sănătate!